egal cu 2b plus nu p. Plus 2n p. Plus 2 n p. Atenție. Da, 2 n p. Dar nu mulțitezi. 3b egal cu 2 n p. De unde scoatem de aici că 3b egal cu 2 n p. 3b egal cu 2 n p. Deci n p egal cu 3b pe 2. N p egal cu 3b. 3b. Și pe 2. Pe 2. Bun, l-ai aflat și pe 2. Dacă ne uităm într-un duel p... Acum hai să zicem la np. De la n la p... Da, înseamnă np egal cu nc plus km. Poți să zic așa. De la n la p înseamnă nc plus km plus mp. E la chestia aceea, da? Poligonală. Deci NP, de altă parte, NP este egal cu NC plus CM plus A. Nu, minus A. Că A a fost la da. P, minus A. Și egal cu 3 plus supra 2 NC. Nu, NP. NP o să înlocuim când trebuie pe 2. Dar eu acum mă gândesc să vorbesc de, deci așa, NC. NC, se intri de ce, o miru? 1 pe 2 de ce? 1 pe 2 de ce? Deci egal cu 1 pe 2. De ce pe 2? Da, de ce? Vectorul de ce? Și adică, mă bucur foarte tare că intrat în legătura cu A. CB pe 2. Plus CB pe 2. Da? Plus CB pe 2. Minus A. Așa, și minus vector A. Și egal cu. Asta este cine avem relația asta cu NP. Iar pe NP îl putem înlocui aici. Dar noi știm că KB este egal cu... Vrei să lucrăm în continuare, da? Este egal cu A plus B. Deci 1 pe 2. 1 pe 2. De ce? De ce, Miruna? Plus... Deci, pe 2 egal cu... Plus CB. A plus B ori 2. CB... Egal cu A plus B ori 2. Că MB egal cu B plus A ori 2. Deci A plus B pe... A plus B ori 2. A plus B ori 2. Este vorba de... De ce? De ce tot... Ce... Deci CB este egal cu A plus... MB egal cu A plus B. MB egal cu A plus B. Nu cred că e A plus B. De ce nu? Că PM e A. A fost minus A plus B. Așa. Minus A plus B. Am discutat asta. Uite, aici e scris. Ăla e PM. Da. PM e A. Înseamnă da. Minus A plus B. Deci atunci... CB e minus A plus B ori 2. CB egal cu minus A plus B ori 2. Sau B minus A. B deci minus A egal cu 1 pe 2 plus B minus A, e bine? Da, e 2. 2 ori? Așa. 2. Și era și supra 2. B minus A ori 2 supra 2, da. Așa, supra 2, deci se va simplifica B cu 2. Minus A. Și minus A în continuare. Deci, de ce supra 2? Face de ce supra 2? Plus B minus 2A. Plus B? Minus 2a, că e minus a și minus a, minus 2a. Și acum facem și pe NP, care e 3b pe 2. Da, da, noi știm când NP e 3. Asta zi, mă. Așa. Da, 3b pe 2, dacă scrii după 2. Și egalitatea apare în felul următor. În loc de NP, cât zici 3b pe 2? 3b supra 2. Egal cu dc pe 2. Dc supra 2. Plus 2b pe 2. Plus 2b. 2b. E, acum dacă e totul pe 2, ar ce face la șumitor, nu mai scrie. Da, 2b minus 4a. 2b minus 4a. Ce mai puneți pe 2 la niciun? Deci nu mai pun, că e numitorul cu da. Acela, da? Da, dar acolo puneți minus 2. Minus 2, da. Și de aici se scoate un pic de ce? Ia asta să vedem dacă ați pus din nou. Da. Cadeți 3b pe 2 egal cu 10 pe 2 plus b. Plus b. Plus b.
plus 2b. Pe asta așa plus 2b. Plus 2b. Plus 2b. Minus 4. Plus 2b, care minus 4. Plus 2b minus 4a. Și avem că de c egal cu b minus 4a. De c egal cu b. B. Așa. Minus 4a. Plus 4a. Că egal cu b plus 4, că îl trecem partea cealaltă, mama. De ce rămâne mic loc? B. B, vă dă la fel. Plus 4a. Și am ce rezultă din cele două, de ce vă dă la fel. Și acum, sub a, b egal cu 4a plus b, punem acum de ce egal cu b plus 4a sau 4a plus b, tot aia? Este egal cu b plus 4a. Și din cele două, rezultă că ab egal cu de ce? De acum trebuie să facem acel... Asta înseamnă? Asta nu înseamnă nimic. Cum să nu semne? Au, aceea înseamnă că se azi vector, da. Sigur că da, așa rezolvă problema. Dar vectorie se termină aici. Hai să termină problema. Deci e tot ca ABCD paragraf. A, B, C, D, paragraf. Cum se traduce asta? Pătrat? E și, și egal și paralel. Așa. Sau nu-i romb? Nu, atâta mă interesează. Paralelogram. Egal și paralel. Dacă laturile opuse sunt, cele opuse sunt paralele și egale, paralelogram. Ei, vedeți câte, cât, ce, ce interesant este. Dacă am fi încercat să muncim noi la problema paralelogram. Ca să înțeleagă toată lumea, înseamnă deci că AB. Ca mărime egal cu de ce și AB paralel cu de ce. Și dacă două laturi opuse sunt paralele și congruente, sigur e paralelogram. Hai să mai vedem o dată problema, că a fost deosebit interesant. Deci dacă am punctele M și N pe un patrater convex, iar intersecția lui A, M cu N, B, îmi dă un punct P, iar pe ul ăsta e așa situat, încât el pe, o, pe M este o cincime din toată asta. Iar pe B este o cât? Două cincimi din pe B. Ei, povestea asta, dacă am încercat-o prin geometria sintetică, a fost extrem de complicată problema, o soluție sintetică. Deci din toată ipoteza asta, să arătăm că patratele este paralelogram. Nu, este să vedem ce este. Să vedem ce este, da. Să vedem ce este. Deci nu-i dă că... Deci nu-i spune, pronunțați-vă voi. Ei, repet, cu o soluție sintetică, credeți-mă că ne prinde dimineața și nu, nu se vede foarte simplu. Iar soluția vectorială este spectaculoasă. Soluția vectorială ne trimite spre ideea că cei doi vectori să arătăm că sunt egali și este rapid. Aici, am plecat pe AB, haideți să spunem că am plecat așa, cum spun? Tamponați. Cu... Nu știați. Nu știați. Da. Poți să reușiți. Ei, AB-ul ăsta, cum îl putem zice? Ca fiind AM plus MB. AM, l-am zis, hai să ne concentrăm, că am putea să exprimăm cu ajutorul PM, că știam pe tot AM, nu? Pe MB, scăpăm de el, că îl băgăm pe PB. Dar de ce a venit ideea cu PB? Pentru că, relații, pentru că avem relațiile de acolo și pentru că BN tot cu BN ăsta intră, cum ai spus tu, ca fiind B, B plus BN și de acolo asta ne-a făcut să ne oprim, să încercăm să exprimăm pe AB cu ajutorul lui A mic și B mic. Cu speranța că vom reuși pe DC. Păi, rapid, DC-ul cum intră? De la N la P, care e dat în funcție de P, B, mă duc NC plus CM și plus M, P, închid. Și atunci NC îl știa în funcție de P, B, era dat aici, da, și da, da, iar despre NC am zis că e jumătate din DC și iată intră DC-ul în lucru, ca exprimare, și DC-ul lucrăm. Îl găsim în final din toată ecuația aceea pe DC, ca fiind B plus 4A și B plus 4A, cele două relații, bravo, îl trimit pe ABCD, paralelogram. Da? Deci, nu, nu înseamnă decât să îndrăznești ușor, ușor și să vezi ce îți propui să faci. Păi asta îmi propun. Atunci hai să vedem cum. Și ușor te, ne ducem în problemă. Sigur,
am... Mai găsim astfel de probleme, putem arăta, putea gusta din frumusețea problemele acestora. Dar haide să ne ducem la ce mi-ai spus tu mai devreme. Teorema mai... Spune-mă că să vedem exact. Spune teorema. Punem aici ceva. V-am scris pe acolo. Nu, nu e nimic. Nu știu. Dacă am scris-o, nu avem nimic. Hai să facem și pe aia care nu ne ieșe. Poate acum nu iese. Hai te rog. Da, dar zici teorema aia întâi? Nu. Facem problema aia? ABC. Grupul ABC. Care care? Deci nu poate. Da, avem triunghiul A, B, C. B, C, D, colinare. B. C, D, colinare. C, D, colinare. C, D, egal cu 1 pe 3, B, C. C, D, egal cu o treime. Din C? Din B, C. B, C. B, A, B, A, E, colinare. B? A, E. A. E, colinare. A egal cu 1 pe 2 din AB. A egal cu 1 pe 2 din AB. AD e intersectat cu AC, cu C egal cu O. Să arătăm că O e în mijlocul lui AD. În concluzie, să arătăm că O... AO e egal cu OD. AO. Deci, să luăm un triunghi. A, B, C. B, C, D. B, C, D, coliniare. B, C, D, coliniare, încât C, D este o treime din B, C. Adică la jumătatea lui BC-ul. Da, este o treime din... o treime. Mai multe leapă. Așa. Deci aici a venit de unul, că CD este o treime din... O treime din BC. Deci, da, din BC. Deci, gata, am înțeles. În trei. Trei, un part. Și luat mai puțin. Și eu mai puțin, ca și cum ar fi la patra. Da. Adică pe aici este. Deci, și de un scris mai aproape. Așa. A, bun. Și BA e coliniare, BA e coliniare, așa încât A e o treime, o doime din AB. A e este o jumătate din AB. Da, o jumătate. Deci dau un două și acolo aici mai mult atunci. Așa. Cam aici. Nu zicem că este el. Acum, AD cu B ea se intersectează. Și se întâlnesc în punctul O. Și trebuie să arătăm că OA este cât OD. Da. E, stați-mă să zică. Adăpă că e. Să venim și E cu D, nu? D cu E. D cu E. Nu știu mie de ce nu ești înăuntru. Depinde, zice aici B, A, E, coliniare, cred că în această ordine. B, A, E, coliniare. Da, e corect. Da? Și asta cu asta și asta, deci sunt de aceeași mărime și acum asta, asta și alta cu asta, toate trei n-au ieșit exact jumătate pentru că n-au luat-o pe asta fiind o treime, da? Oare A, E, D, C, paralelogram? Că atunci diagonalele s-au în jumătății. Nu, nu e paralelogram. Ca
să fie în paralelogram, Miela, ar trebui ce să se întâmple? Să am acolo... Da, nu poate fi astea două paralele și congruente. Mă gândeam la cercul de... Da, dar cel mult un trapez dacă ne-ai încercat să te gândești la asta. Dar paralelogramul poate să fie că ele sunt în punctul B. Deci ai spus asta. Mirna, noi știm că nu, o relație, dacă ar fi mijloc, ar trebui să arătăm că CO egal cu CD plus CA pe 2. Nu? Avem așa ceva. Cum avem? Dacă avem în mijlocul un segment, o M a lui AB și O, un punct aruncat în plan, atunci O, M este vectorul O, M, înseamnă O, A plus O, B, pe 2. Deci de aici spun. Și eu spun așa, ca să arătăm că O e la mijloc, este echivalent cu a arăta că O, C, O este C, D plus C, A pe 2. Da? Deci ne propunem să arătăm că... Deci cerința asta, din concluzii, O mijlocului AD, e ca și cum aș zice că CO este egal cu CD plus CA pe 2. Dacă arătăm asta, e gata problema. Deci, acum... Așa... Să arătăm că CD plus CA pe 2. Așa, dacă arătăm chestia asta... Așa e formula aia. Da. 1 pe 2 din cap, da? De la 1 pe cap, supra capul sunt, da? Când capul e 1 acolo. CD plus CA. Păi să luăm triunghiul... DCA cu... Deci mi-a intrat CD-ul, vezi? Da. Atunci CD-ul... Cât este din tot... DB. CD-ul din B... D. BC. Din BC. Că s-a dat triunghiul ABC. Da, pe atât de la chiar. Pe 1, pe 3. Deci CD-ul... CD... Este egal cu o treime. Uite, ți-a dat acolo, în ipoteză. Da. Deci o treime. 1 pe 3. Din BC. Nu lucra vectorial? Pe vectorial. Da. Dar ea zice CD. CD este o treime din BC. Ok. Așa. Dar pe CA să-l lăsăm ca vector, CA. Aveți ceva despre AB, dar nu-l primești pe AB. Și dacă păi uite, încerc să-l dăg, să scap de BC. Deci BC-ul de la B la C înseamnă BA plus AC. Corect. Egal cu 1 pe 3 din BA plus AC. Plus AC. Dar CD este egal cu... CD. CD. Este egal cu BA plus AC. Vreau să-l scriu pe... CD este... Tocmai ți-a scris 1 pe 3 din BA plus AC. BA plus AC. Da, vreau să zic că AB este 2AE. AB este 2AE. De două ori... AE. AE. AB ca sens, cu AE s-o puș. Minus 2AE. Deci AB este minus de 2 ori AE. Și scriem asta că ne trebuie. AB... Egal cu... AB egal cu minus 2AE. Și atunci rezultă că acolo o să iasă egal cu minus 2. Da, acolo e BA. BA cu AE? De ce bine? 2AE. Deci AB... Nu, știi ce mai am? Adică... Le-ai zis AB, așa? Da, scriem BA egal cu 2AE. BA... BA face de 2 AE. 2 AE. Bun. Așa, și acum ne ducem în formula aia acolo. 1 pe 3 pe lângă 2 AE plus AC. Deci locul e pe BA. Da. Pe BA, deci egal cu 1 pe 3 pe lângă 2 AE plus AC. Plus AC. Dar AE plus
A e plus AC, nu, nu, trebuie EA plus AC. Deci minus 1, dar nu, că acea e minus AC. Deci e A plus A, AC. EA plus AC era EC. Care îl prindem și pe CO. Și pe urmă, vedem pe CO cum îl exprimă, da? Da. Deci egal mai departe cu... Suntem la CD, am lucrat aici, egal mai departe cu o treime din... EA plus AC, dar noi avem AE plus AC. AE plus AC. AE plus AC, nu, nu ne dăm nimic. Deci, hai să zicem AE înseamnă AC plus CE. AE înseamnă AC plus CE, da. Da. AE... Hai să zic AE este egal cu AC, AC plus CE. 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 De unde scoatem? Vrem pe AC să scoatem sau pe AE? L-am scris pe AE. Să scoatem pe 2AE, deci înmulțim cu 2. Înmulțim cu 2, da. Și 2AE. Dar cu 2AC plus 2CE. 2AC plus 2CE. Deci acolo o să avem 3AC plus 3AC plus 2AC. Deci înlocuim pe 2AC. 3AC plus 2CE, da. Faci 3AC, 3AC plus 2CE. AC plus CE egal cu... AC plus CE egal cu 2AE plus AE. Dar ne întoarcem înapoi. Unde mai învârteam? Da. Haideți să ne facem ordine. Deci pe CD... În funcție de AC de ce? În funcție de AC și CE. Dar noi trebuie să arătăm că CO intră... Da. Ca fiind CD plus CA pe 2. Acum ar trebui să schimb pe CE în funcție de CA. CE în funcție de CA. CE este egal cu... adică... Noi acolo ce avem? Acum să facem iar. Că CO egal cu... CO... Egal cu AC plus 2C supra 2. CO egal cu A... De acolo. Deci, din formula noastră de acolo, din ce dat. Deci, acum o să avem că e egal cu AC plus 2CE supra 3. AC plus 2CE supra 3. Deci, egal cu AC. 1 pe 3 se simplifică aici, da? Da? Deci face AC plus 2CE supra 3. 2CE 2 pe 3CE. Da, supra 2 pe 3CE. Așa, și... Cine este asta, ca să nu uităm? CD. Deci avem că CD, hai să scriem așa, CD este egal cu... AC. AC. Plus 2C supra 3. 2 pe 3. 2 pe 3. CE. Acum, haideți să-l mai facem o dată. Deci CO egal cu... Îl dăm pe AC. Îl dăm pe CD, îl scriem. CD. Nu, CO egal cu. Și acum zicem că ne-o dat să vedem dacă asta nu e cum. Asta da, asta trebuie să demonstrăm. Să demonstrăm, da. Da. Și acum să vedem din ce am aflat dacă ne apropiem un pic. Așa. Deci CO. Deci CO egal cu egal cu semnul de întrebare. Da. Egal cu AC 2AC plus 2C supra 6. 2 ani. De ce 2 AC? Că avem AC de acolo plus CA. AC și CA. Deci sunt opuși, nu? Da. Deci ar veni 3 AC. 3 AC plus... Pe unde ai 3? Pe unde ai 3? A, 3 AC plus 2 CE pe 6, da? Da. Egal cu 3 AC. 3 AC plus 2 CE. Dar mai avem și un CA. A, plus CA. Plus CA. Plus 6 CA, dacă le dăm ceva, CA și nu-i doar. Deci 6 CA. Că noi vrem să aducem pe toate la 3, 6. 3 CA. Nu? Aha.
3-a, a, aici, 3-a, da. 3-a, 3-a, supra 6. Dar 3 acești cu 3-a se reduc. Că s-o puși. Aha. Da. Și egal cu? CD egal cu 2-a, 2-a. Dar stai, 2-a pe 6 și 1 pe 3. Da, da, deci 1 pe 3 ce din ce e. Deci eu puteți să arătăm CD. Deci ce, ce, CO, CO. CO, CO este o treime din ce e. Și noi avem asta. Unde? Dacă o arătăm, nu, ar trebui să o arătăm. Da. Deci dacă ce e arătăm pe o treime, am transcris relația pe care trebuie să o demonstrăm. În asta. Ceva mai scurt. Scrie-o sus acolo, de profesor, în colț, da. Face eu bustem. Deci trebuie să arătăm CO egal cu o treime. CO egal cu o treime din ce e. Din ce e. Acum aici trebuie să vă concentrați. Deci asta. Ați mutat-o aici. CO este o treime din ce e. Dacă reușim adică, asta... Adică CO să fie egal cu... 2CO să fie egal cu OE. 2CO de 2CO egal cu... OE. O. Nu, de 3CO egal cu... Păi dacă asta e o treime... Înseamnă din cine? Din, de... din ce? Din ce, ce e? E? Din 3 ori CO. Sau din 2 ori CO egal cu OE. De 2 ori, de CO. De 2 ori CO egal cu OE. OE. Da. 2 ori C. Deci a plecat de aici, domnul profesor. Și ați ajuns la aia. Așa. Ori asta, da. Ori să arătăm că 2CO, 2CO egal cu OE. Egal cu O, E. Așa. Bun. Noi avem că ce O. Ce O și O, E. În tot raționamentul, O e ăsta. Dacă ne aduci într-un unghiu B, O, E și B, O, C. B, O, E, B, O, E și B, O, C. Ia să vedem. O, C este egal o, cu B, O plus... Nu, C, O. C, O avem noi. C, O egal cu... C, O este egal cu C, B plus, plus B, O. O. Deci, C, O este egal cu C, B plus B, O. Plus B, O. Hai să trebuie să lucrăm la ea. CB știm că este egal cu cine? CB. Știm că este de 2 ori de ce? CB. CB este în funcție de de ce să luăm. Da. Deci, aveți în relații dată, domnul profesor. Da. Uitați-mă. Da. Deci CB, Miruna, față este... O treime. Nu, deci tot o treime. Păi 1, 2, 3. Este o treime. Sau de, este o treime, bine spus, a lui Dece. Da. Da? Deci este o treime. Deci 3, deci CO egal cu 3 Dece. Deci CO egal cu 3 Dece. Egal cu CO. Egal cu CB, care e 3 Dece. CB, care este 3 DC. DC. 3 DC. Plus BO. Păi să arătăm așa. BO, că intră și în partea aceea. BO. Și acum îl scriem invers. Și OE. Scriem și pe OE. OE. Da, mai întâi să înmulțim pe ăsta cu 2. Pe 2 CO. 2 CO, că avem acolo, da? Da. O să avem că 2 CO egal cu... 6 de C plus 2BO. Acum OE. Bun. OE. 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 OE asta. Este egal cu... dar noi am dus în triunghiul ăla. Deci OE este egal cu OB plus BE. OB plus BE. OB plus, plus BE. BE. OB lăsăm așa. Da. Și BE este egal cu de 3 ori EA. BE este de 3 ori EA.
B-O, B-E, B-E, de 3 ori, A-E, așa. Deci este 8D plus de 3 ori, A-E. A-E. O relație între A-E și de ce avem? A-E și de ce? Cu de ce aveți ceva? Ia uitați-vă în ipoteză. A e, de ce este, ne ducem înapoi. Deci, O e, am zis că este O, B, a ieșit O, B, plus, noi între C, O și O e trebuie să fie, nu? Egalitatea asta. Deci, hai să traducem. De două ori, mai ducem într-o altă, de două ori C, O, să fie egal cu O, E, e de parcă a spune, de 6 ori de C, 6 de C, plus 2 de O. Plus O, B egal cu 3 A, E. Dacă vă cum un pe 2 acolo, între 6 și rezultă. Stai. Deci 2 egal cu E. Nu? Echivalent, nu? Așa. 6 de C plus B, O, că avem un O, B acolo. A, nu, e B, O și acolo avem O, B. Aoleu. Deci, 6 de C plus 2 B O egal cu O B O B plus 3 A E 3 A E O B și B O dacă ar fi același ar fi aici minus și face B O dus în partea asta și face 3 deci vine 6 de C plus 3 B O face 3 A E. După un 3. Printr-un 3 simplifică și face 2 de C. B O. Plus B O. Fac A E. Fac A E. Asta ar trebui să arătăm acum. De ce? Deci am mutat-o asta de aici. De 2 ori de C. Plus B O. Să facă A E. Semn de întrebare. 2 de C 2 plus... de C înseamnă noaptea. 2 de C înseamnă jumătate acolo din... Acolo X. Lângă, să zic. Da. 2 de, 2 de C înseamnă... Adică, 2 de C înseamnă LB. LB. De 2 ori de... Plus BO egal cu AE. Adică demonstrăm că AE egal cu OL. A. E. A e. Egal cu OL. Cu O, L. Adică ăla acolo, A, E, O, L, A, A, E, O, L, să fie paralelogram. Așa. Și pare a fi. Da. Vezi? Că mijlocul e întrâmpiul D-A-B, O fiind mijloc, L fiind mijloc, O L din mijlocii. Și O L e jumătate din AB. Da? E paralel cu AB. Da, dar asta nu știți că O e... Păi tocmai, nu știm. Tocmai asta vreau să... Deci știm că O L e din mijlocie. Deci arătat că O în mijloc, e de parcă am spune... Să arătăm că O, L, e egal cu A, E. Corect. Da. Nu? Am mutat-o într-o altă poveste. Am demonstrat că O, L, A, E paralelogram. Ar însemna să arătăm că A, așa, este paralelogram.